Cu o zi înainte de spectacol, cei patru băieți de la Flamingo Boys se antrenau de zor la sala de sport. Invitația de a participa la un spectacol la trompeta Turnu Severin a primit-o cu drag, în special liderul trupei Cornel Păsat. Am rude aici, am prieteni aici, dar, tocmai cum spuneam, din păcate nu am mai trecut de vreo 30 de ani. Și acum, ocazia unui eveniment, a invitației unor prieteni și a unor rude, am venit din nou în Turnu Severin. We still have like fire. Ooh, we still climbing higher. Ooh, and sell we're a Zion. We'll never grow tired. Connects are in my ear. E prima oară când suntem la Severin. Ne place foarte mult orașul. Ne-am plimbat un pic, nu foarte mult. Și am zis acum seara să venim la sală. După cum știți, noi ne pregătim la sală intens. Și așteptăm la spectacol să vedem ce se întâmplă. E pentru prima dată când venim și stăm, avem o zi deja de când suntem aici. Am venit și la sală, după cum se vede. În trecerea mai fost, în drum spre Timișoara, cred că de 10-15 ori de-a lungul anilor. Da, orașul, ce am văzut și aseară și astăzi, chiar ne-a plăcut. Destul de frumos. Și la sală aici am fost bine primiți, totul e ok. Vizita celor de la Flamingo Boys la trompeta Turnu Severin s-a încheiat seara trecută, însă cei patru băieți au promis că vor reveni la trompeta Turnu Severin.